Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bună ziua și bine ați venit la un nou seminar despre strategii. Vlad Moise este numele meu din partea XTB și astăzi vom vorbi puțin despre tipurile de analiză pe care le putem realiza în acest domeniu și vom vedea care dintre ele este cea mai adecvată pentru a fi pe profit la finalul unui an sau la finalul mai multor ani. Aș avea mare rugăminte ca la început să îmi confirmați rapid faptul că puteți să mă auziți și că puteți vedea ecranul meu, mai ales că puțin mai devreme am avut o mică problemă la un webinar și s-a întrerupt foarte puțin. Bun. Deja se aude perfect, vă mulțumesc mult de tot pentru răspunsurile rapide. Care va fi structura acestui webinar? În primul rând vreau să definez ceea ce înseamnă profitabilitate pe termen lung în acest domeniu, din punctul meu de vedere. Pe termen lung definez tot ceea ce este peste un an de zile. Dacă cineva pretinde că este profitabil, pe termen lung, pentru mine acest lucru nu înseamnă peste o lună sau peste două luni și așa mai departe. Dacă vorbim peste un an de zile, putem spune că poate fi vorba despre o profitabilitate pe termen lung. Deci am vrut să definez că, înainte de toate acest lucru, pentru că vreau să împart strategiile de tranzacționare în două mari categorii. Strategiile de tranzacționare pe termen lung și strategiile de tranzacționare pe termen mediu și pe termen scurt. Cele pe termen lung sunt cele în care deschid și închid o tranzacție peste cel puțin o lună, să zicem, sau două luni, trei luni. Acest termen poate să difere de la strategie la strategie și de la persoană la persoană. De ce am vrut să definesc aceste două tipuri de strategii, pe termen lung și pe termen scurt și mediu, este faptul că pe termen scurt și pe termen mediu, din punctul meu de vedere, nicio strategie nu poate fi profitabilă dacă nu este o combinație între analiza tehnică și analiza fundamentală. Poate mulți dintre voi știu asta deja, că dacă facem o analiză intraday, da? Vrem să deschidem o tranzacție și să o închidem la sfârșitul acestei zile și luăm această decizie doar dintr-un raționament tehnic, există riscul ca în interiorul acelei zile să fie o publicare de știri macroeconomice sau să avem un discurs fundamental care să ne dea peste cap toate planurile. Eu consider că doar o strategie care deschide tranzacții și le închide peste cel puțin o lună poate să lase analiza fundamentală într-un plan secundar sau are șanse de a fi profitabilă dacă nu ia în calcul la fel de mult analiza fundamentală cum o ia strategiile pe termen scurt. Chiar majoritatea traderilor ce sunt profitabili pe termen lung, acel peste un an pe care l-am definit împreună mai devreme, și tranzacționează cu o strategie cu foarte puține tranzacții și sunt lansate din punct de vedere tehnic pe termen lung. Însă nu toți traderii au răbdarea necesară să urmărească piața și să se poată abține în a nu intra într-o tranzacție în niște puncte pe care ei le consideră cheie. Spre exemplu, dacă stăm să analizăm doar din punct de vedere tehnic acest trend descendent, dacă am fi intrat short oriunde în aceste momente, noi am fi fost pe profit în momentul de față. Ar mai fi contat doar punctul în care noi am fi dorit să ieșim din această tranzacție, punctul în care noi credeam că acest trend de short ar fi luat sfârșit. Pentru cealaltă mare, mult mai mare categorie de investitori, și anume investitorii care folosesc strategii pe termen scurt și termen mediu. Titlul acestui webinar este sub forma unei întrebări. Analiză fundamentală sau analiză tehnică? Ei bine, răspunsul este amândouă. Dacă tranzacționăm și deschidem și închidem tranzacțiile sub o lună, din punctul meu de vedere ar trebui
ca o strategie să cuprindă atât analiză tehnică cât și analiză fundamentală, doar proporția în care urmărim fiecare tip de analiză să difere. Eu, în cadrul acestui seminar, o să vă învăț cum puteți să luați în calcul analiza fundamentală când realizați o analiză tehnică, ceea ce nu foarte mulți investitori fac în momentul de față. Cum se poate face acest lucru concret? Să presupunem că suntem într-o zi de luni dimineață și avem toată săptămâna în ceea ce urmează și vrem să tranzacționăm în cadrul acestei săptămâni. Da? Ei bine, la începutul săptămânii, luni dimineață, poți consulta un calendar macroeconomic, cum avem și cu acest calendar din X-Station, să vedem ce știri urmează să fie publicate și când. Spre exemplu, astăzi la ora 12 am avut din Germania cu un impact ridicat acest Dev Economic Sentiment. Da? Mă duc frumos pe graficul EURUSD și marchez momentul de publicare al acestui indicator. Evident, va fi un moment din trecut. În cazul meu, voi pune un vertical line care va trebui să fie chiar la ora 12 aici. Însă, principalul motiv pentru care eu mă uit pe calendar este să marchez momentele din viitor care mă interesează pe mine. Dat fiindcă eu analizez EURUSD-ul, mă voi uita doar la publicările și la știrile care mă interesează pe această pereche valutară. Îmi pot introduce un filtru pe calendar și voi selecta zona euro, Germania, Franța, asta depinde de la caz la caz, fiecare își va face în parte țările pe care le urmărește, și Statele Unite. Deja calendarul meu arată mult mai bine și toate aceste știri le voi adăuga la orele aferente sau doar știrile pe care eu le consider în stare să influențeze piața într-un sens sau altul, le voi adăuga pe graficul meu. Spre exemplu, mâine, de la ora 5:30, vreau să-mi adaug aceste publicări de stocurile de petrol. Da? Și, de asemenea, la ora 5, văd existing home sales. Au loc în aceeași oră, deci pe graficul meu H1 va fi un moment perfect în care să-mi adaug aceste știri. Bun. Deci am zis mâine, 22 aprilie, ora 17. Bun. Eu văd că deja mă aflu într-un interval de timp destul de îngust. Este aproximativ interval de timp de 24 de ore. Deoarece acum este ora 5, mâine știu că la ora 5 apar știri. Ei bine, în cadrul acestei ferestre de timp, eu știu că pot face o analiză tehnică sau mă pot baza pe o anumită analiză tehnică fără alte surprize fundamentale care să-mi împingă prețul într-un mod irațional din punct de vedere tehnic către o altă direcție neașteptată. Deci, în momentul acesta, aș putea să-mi fac o analiză tehnică, să voi face o analiză tehnică extrem de simplă, voi desena aici un canal descendent în care voi încadra prețul și voi vedea dacă prețul va avea timp să atingă ținta mea de profit până la acest deadline. Îl voi vedea ca un deadline, îl voi vedea ca un moment până la care tranzacția mea trebuie să se încheie, deoarece în acest moment prețul va putea fluctua într-o direcție pe care eu nu am luat-o în calcul la analiza mea tehnică. Cum îmi pot da seama dacă până la acest deadline prețul meu are timp să atingă o anumită țintă de profit? Ca un studiu de caz, voi considera că prețul va trebui să scadă în continuare și voi avea o primă țintă de profit, să zicem, undeva sub minimul pe care deja l-a făcut la acest nivel. Prețul la nivelul respectiv este 1.0644. Bineînțeles, aceasta nu este o recomandare de tranzacționare, este efectiv un exemplu pe care vreau să-l luați ca atare de cum putem să luăm în calcul un deadline din calendarul macroeconomic și să ne facem niște calcule în momentul în care vrem să intrăm într-o tranzacție.
iar limita de stop loss să considerăm că vrem să o plasăm deasupra maximului actual. Să zicem la acest nivel de preț, care ar fi undeva pe la 1.0722, ceva de genul acesta, sau 20. E bine, cum putem să ne dăm noi seama dacă acest preț ar avea timp sau nu ar avea timp să atingă unul dintre aceste două nivele până la această bară verticală? E bine, putem să facem o medie a fluctuației prețului pe 24 de ore. Cum am putea să facem această medie? Folosind această cruciuliță, vedem din momentul prezent 24 de lumânări în trecut, adică până la această lumânare. Aceste 24 de lumânări reprezintă o zi din momentul prezent, adică 21 aprilie ora 5 până pe 20 aprilie ora 5 în trecut. E bine, eu pot să văd deja că prețul a fluctuat de atunci până acum în valoare de 55 de pipi. Nu spun maxim și minim, ci mă interesează exact corpul lumânării trecute și până în corpul acestei lumânări. Dacă ar fi să judecăm din maxim în minim, în acest interval de 24 de ore, prețul a fluctuat cu 108 pipi. Bineînțeles, acesta este doar un studiu de caz pe ultimele 24 de ore. Eu nu mă pot baza doar pe ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, deoarece perioada curentă ar putea să difere într-un mod complet diferit. Trebuie să mă uit la câte perioade mă simt eu confortabil în trecut și să fac o medie. Dacă ni se pare, nu știu, foarte greoaie această metodă, să stau să măsor cu această cruciuliță, nu știu câte perioade de 24 de ore, să văd că aici au fost 70 de pipi și îmi notez pe foaie 70 de pipi și pe lângă acei 50 de pipi și îmi notez maxim minim. Iau cealaltă perioadă, tot de 24, văd că aici au fost 20 de pipi și așa mai departe. Mai am și o scurtă tură, însă care nu este la fel de relevantă pentru a-mi determina mișcarea prețului în 24 de ore, mișcarea media a prețului în 24 de ore, și anume posibilitatea de a deschide un nou grafic pe EURUSD. Aleg un interval mult mai mare, spre exemplu o lună, iar pe această lună o să văd eu care a fost mișcarea prețului în luna anterioară, să zicem de la deschidere până la închidere, de 439 de pipi, împart această sumă la numărul de zile lucrătoare, sau din maxim în minim de 782 de pipi și la fel împart la numărul de zile lucrătoare. Scopul acestor calcule, care pot fi destul de greoaie, este să aflu mișcarea medie zilnică a unui anumit instrument. Aceasta, dacă nu vreau să o calculez, pot să o găsesc și pe internet, pe diverse site-uri. Pe EURUSD este știut așa în literatură că el fluctuează cam cu 100 de pipi pe zi. În momentul în care eu am aflat această valoare, trebuie să văd dacă în următoarele 24 de ore, deci până la acest deadline, eu am 100 de pips cel mult până la ținta mea de profit. În momentul de față, ținta mea de profit este undeva pe la jumătatea fluctuației medie zilnice a acestui instrument de 100 de pips, și anume la 45 de pips. Deci dacă sunt un intraday trader, eu îmi pot seta ținta mea de profit în acest punct, stând oarecum liniștit că între timp nicio publicare de date macroeconomice nu va împinge prețul într-o altă direcție decât cea pe care eu o aștept în momentul de față, și anume cea descendentă, cea short, pentru că am acest canal descendent. Da? Bineînțeles, pot adăuga și alte momente critice pe grafic, momente în care eu ar trebui să urmăresc evoluția prețului, să văd cum reacționează la ele, dacă mai cunosc și alte variabile, spre exemplu, un discurs al lui Yellen, un discurs al lui Mario Draghi. Mi-l notez efectiv în platformă, la o anumită oră, cu o bară din aceasta verticală, sau
Dacă am deja bara verticală și nu vreau să îmi încarc platforma foarte mult, pot să pun un trendline care este mult mai scurt în felul acesta și să șterg bara verticală. Să știu că în acest moment urmează să se întâmple ceva cu prețul și să fiu mai precaut în preajma lui. E bine, aceasta a fost o situație fericită în care prețul meu are teoretic timp să atingă oricare dintre aceste două situații. Însă dacă mișcarea medie a acestui activ ar fi de, nu știu, 20 de pipi pe zi, deci mult mai mică, iar noi am avea un spațiu de 40 de pipi până la această țintă de profit. Asta ar însemna că prețul ar fi mult mai probabil să atingă printr-o mișcare laterală în momentul în care acel eveniment macroeconomic ar trebui să fie publicat. În această situație, eu ar trebui să mă gândesc foarte bine dacă mai intru în tranzacția respectivă din acest moment. Poate ar fi mult mai indicat să aștept publicarea acelor date și să intru ulterior în acea tranzacție, sperând că mai ajunge la ținta respectivă de profit. Deoarece ar fi mult prea riscant ca eu deja să intru într-o tranzacție, să intru, spre exemplu, short, tranzacția să îmi fluctueze într-o mișcare laterală până la publicarea de date macroeconomice sau poate ușor descendentă, să zicem că a respecta analiza tehnică, se publică acele date contrar așteptărilor și de atunci evoluția prețului se schimbă datorită unor considerente fundamentale în sensul invers față de care eu m-am așteptat. Deci, întotdeauna când tranzacționăm pe termen scurt, trebuie să știm dacă tranzacția noastră are suficient timp să se închidă până la următoarele publicări date macroeconomice ce sunt prevăzute în calendarul meu, pe care eu le consider în stare să modifice comportamentul prețului într-un mod semnificativ. Spre exemplu, pe 23 aprilie, joi, mai avem weekly jobless claims, manufacturing PMI, new home sales și așa mai departe. Din nou, aceste date sunt unele care îmi pot influența prețul, le și vedem cu roșu în calendar, mă pot duce pe platformă și le pot adăuga pe grafic din nou cu o asemenea bară orizontală. Ar trebui să fie undeva pe aici. Da? Tocmai după ce am desenat graficul în felul acesta, eu deja pot să-mi dau seama că până joi eu mi-aș putea permite două tranzacții pe acest instrument. Da? Una, în primul cadran desenat, pentru că aici știu deja că mâine la ora 5 vor fi acele publicări pe dolarul american. Iar după acele publicări, după ce piața s-a liniștit, eu aș putea să mai intru în încă o tranzacție până la următoarele publicări de date macroeconomice care ar putea să schimbe din nou sensul de mișcare al acestui preț. Acesta a fost pur și simplu un studiu de caz pe EURUSD, ce a luat în calcul numai publicările din calendarul macroeconomic, deoarece cu chiu cu vai, acestea sunt certe. Adică, sigur, datele respective vor fi publicate la ora respectivă și ne putem ghida, bineînțeles, după ora respectivă în analiza noastră tehnică. Însă, bineînțeles, ceea ce ați aflat acum poate fi adaptat în funcție de strategia dumneavoastră. Dacă, spre exemplu, mai aveți alți trei indicatori pe care îi folosiți pe grafic, RSI, MACD și stocastic, aveți un semnal pe care vi-l oferă acei indicatori într-un anumit moment de timp. Da? Să zicem că diseară la ora 9, acei indicatori v-au oferit semnalul de buy. Da? Hai să vedem exact când e ora 9 în seara asta. Deci o avem aici. Dacă la ora 9 noastră vă indicatorii și analiza tehnică vă indică un semnal de buy, nu vă uitați numai la grafic să vedeți. Da, arată foarte bine graficul, pare că a respins din acest suport inferior și sigur o să se întoarcă prețul și vă setați take profit-ul în sens superior undeva foarte departe, să zicem la 80 de pipi.
trebuie mereu înainte de a intra în tranzacția respectivă să vă uitați și pe calendarul macroeconomic, să vedeți ce publicări mai au loc până când acea țintă de profit va fi atinsă în nu știu câte zile. Poate dura mai mult de 2-3 zile ca o țintă de profit să fie atinsă dacă este peste 30-40 de pips pe instrumentul acesta. Trebuie să vă uitați mereu și să luați în calcul mereu ce alte știri mai sunt între timp, pentru că s-ar putea ca analiza pe care dumneavoastră ați făcut-o în seara aceasta la ora 9 să devină invalidă după publicarea unor știri neașteptate. Și cam ăsta este principalul punct pe care voiam să-l aduc în atenția dumneavoastră. Și o să mă mai spun încă o dată, și anume faptul că orice strategie pe termen scurt și mediu, deci ce ține tranzacțiile deschise din punctul meu de vedere sub o lună, ar trebui să țină în cont în mod obligatoriu de calendarul macroeconomic în primul rând și în al doilea rând, într-un rând secundar, și de toată situația fundamentală aferentă unei anumite zone. Spre exemplu, cum avem acum situația aceasta de toată lumea așteaptă în America ridicarea ratelor de dobândă de politică monetară. În iunie, spre exemplu, se așteaptă următoarea ședință unde se va stabili dacă vor fi ridicate sau nu. Noi, în momentul în care tranzacționăm, chiar și pe un termen scurt, trebuie să avem mereu în vedere când sunt aceste momente și cum ar putea influența tranzacțiile pe care le avem deja în piață, dar și tranzacțiile pe care vrem să le dăm în viitor. Deoarece nu sunt suficiente doar considerentele tehnice dintr-un anumit moment de timp pentru a fi profitabil pe termen lung. Bun. Cam cu asta cred că am și încheiat toate informațiile pe care voiam să vi le transmit în cadrul acestui seminar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și sper că veți aplica ceea ce ați învățat acum aici. Pentru înregistrarea acestui seminar, vă voi ruga să-mi scrieți la adresa de mail vlad.moise@unixdb.ro. Am să o trimit și către dumneavoastră pe chat acum. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă urez o după-amiază cât mai frumoasă. La revedere!